Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un Silver Chest care are 1151 de gold, Ice Golem, Skeletons. Mai avem un Golden Chest care are 558 de gold, Skeletons, Skeleton Barrel, Fire Spirits și Hell Spirit. Bun. Avem aici 5 cărți rare, 5 Valkyrie. Și mai avem un Crown Chest din Tyre. 1113 gold cu 2 gemuri, Fire Spirits, Goblins, avem Poison și 3 Musketeers. Bun. Prin clan, am luat ultimul loc la War, din păcate. Hai să ne luăm și Bounty-ul de aici. Avem Gold, Victory Gold și... da, încă ceva Gold. Ce fac de donat prin clan, văd că încă nu. Am ieșit din păcate din acest challenge. N-am mai pus episodul pentru că au fost 2 victorii la rând, niște meciuri destul de slabe și am renunțat să mai postez. Dar oricum, hai să începem cu meciurile din preparation. O să luăm un student death battle. Să vedem cum ne descurcăm la acest început de war. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați pe butonul de like. Ok, hai să dăm aici o rachetă pe muschetiră. Să punem Tesla. Punem aici Baby Dragon-ul. Punem mini P.K. pe acel Wizard. Și aș da un freeze aici, da, și bine că l-am dat. Obținem prima victorie din acest Preparation Day. Ne deschidem și chest-ul, avem Royal Giant, avem Mortar, Rachetă, Barbarian's Barrel și Ice Wizard. Ok. Hai acum să dăm un... asta cu ce e? Royal Ghost? Băi, mi-amintesc că am jucat la challenge-ul ăsta. Hai să vedem cum ne descurcăm. Și știu că mă descurcam bine la modul ăsta de joc cu Royal Ghost care se spanează. Hai să vedem. Bun. Începem cu un Baby Dragon. Poate. Hai cu Baby Dragon. Și trimitem aici Valkyra. Hai să trimitem și Hog-ul. Un hit acolo și scoate turnul. Bun, și ajungem pe turn, cred că îl vom scoate. Da, îl scoate Baby Dragon-ul. Punem aici o mini P.K.-ul. Și vom mai da un freeze ca să scăpăm și de acei beți. Bun, punem Valkyra aici. Și stăm destul de bine până în acest moment. Să dăm un Eros. Punem Valkyra aici. Bun, și cred că vom obține 3 crown-ul. Da, n-a mai fost nevoie de rachetă. Bun, cred că ne-am mai făcut și un quest. Da, hai să vedem. 50 de comune și primim Skeleton Dragons. E una din puținele cărți pe care, la care nu avem numărul maxim de cărți.
strânse pentru, pentru a maxa și toate sloturile disponibile sunt indisponibile. Hai să, să luăm draft battle-ul, pentru că doar ăsta e liber momentan. Ok, o să luăm Goblins aici. Cred că luăm Cannon Cartu. Firecracker. Luăm Barrel-ul. Și cam atât. Hai să vedem. Sper să avem un tank. Dacă am avea un tank în deck ar fi grozav. Hai să vedem. Nimic deocamdată. Niciun tank. Ok. Trimit acești goblins. Hai să vedem. Avem execuționerul și avem Lava Hound. Avem Lava Hound spre norocul nostru. Punem execuționerul aici. Bun. Și așteptăm să, să avem elixir suficient ca să putem lansa Lava Hound-ul. După care, la câte trupe ieftine avem, ar trebui să, să rupem acolo. Bun. Și hai să trimitem o Lava Hound aici. Să punem imediat și execuționerul. Punem execuționerul aici. Trimitem Spear Goblins. Bun, și s-a dus execuționerul în fața Firecracker-ului, dar cum de-a targetat pe Firecracker, nu înțeleg. Și hai să dăm și un Goblin Barrel acolo. Ok, nu stăm foarte bine, dar eu zic că putem relansa meciul. Trimitem din nou Lava Hound-ul. Să punem și Cannon Cartul aici. Ok. Și am scăpat de... de acea valchiră. Să dăm un Ice Spirit. Și cu puțin noroc reușim să, să-i scoatem acel turn. Și hai să vedem dacă are el vreun spell. Și n-a avut. Și n-a avut și obținem a treia victorie. Am avut un parcurs excelent în Preparation Day. Sper să fie la fel de bun și în meciul din War. Sau meciurile, dacă vom avea două. Ok. Bun. Ne-am dat toate meciurile. Hai să-și donăm acum repejor. Și mai avem timp de un meci. O să dăm un meci de 1v1. Să vedem dacă reușim să mai urcăm în arenă. O să începem cu Mini P.E.K.K.A. Trimitem Hog-ul și vom da un freeze acolo pe turn și pe acel Wizard. Bine că am prins și Valkyra. Da, și va da mini pe ca cel puțin 3 hituri. Ah, norocul lui a fost că a pus acel pe ca mare. Ok. Da, vom scăpa de acest pe ca. Și cred că voi juca defense restul meciului.
și ne păstrăm o rachetă pentru final. Hai să vedem cum ne atacă el, pe ce parte. Să punem un baby dragon aici, pentru că cu siguranță se va apăra pe partea dreaptă. Am putea da rachetă chiar de fund, nu știu. Hai să încercăm totuși un push. Nu reușim să ajungem la tur și păstrăm încă meciul în favoarea noastră. Mai avem 1 minut și 15 secunde în care trebuie să rezistăm. Okay, și a pus un P.E.K.K.A mare. Un P.E.K.K.A mare, să nu uităm că are și freeze. Ceea ce îl face foarte periculos. Probabil își va da și el freeze-ul acum. Da. Era de așteptat. Și oricum o să avem o Valkyra din nou. Care o vom pune aici. Avem și Hawk Rider-ul. Holy fuck, și cât damage a reușit să ne dea acolo. Dar și noi aproape mi-am scos turnul. Oh, și probabil ni-l va scoate. Ban. Suntem încă bine. Vom trimite un Eros acolo. Și... da, meciul e câștigat. Excelent, avem 4 victorii din 4 meciuri în acest episod. Și ok, am mai primit un silver chest, am primit și ceva gold. Mai avem nevoie de destul de mult până la a putea maxa următoarea carte. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!